Persoanele care sunt într-o situație limită, fără un acoperiș deasupra capului, beneficiază de ajutor din partea autorităților. Pe toată durata anotimpului rece, oamenilor li se asigură cazare și hrană în centrul de primire în regim de urgență, din subordinea Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Persoanele fără adăpost mai beneficiază aici de igienă personală, îngrijire medicală de specialitate, precum și de consiliere în vederea prevenirii excluziunii sociale. Unii au fost aduși în centru de poliția locală sau au fost trimiși de la spital. Alții au rămas fără locuință și au venit cu familia încă de la sfârșitul anului trecut. De când sunteți aici? Din noiembrie. Și cum ați ajuns? Cum am stat la apartament în 21 pacientului și n-am plătit pe 4-5 lei și mi-a făcut evacuare. Eu și familia mea, doi băieți, care suntem aici. Ați rămas fără adăpost? Da, fără adăpost. Nu mai văd deloc, m-a găsit cataractă. Deci, cu sănătatea, duc foarte rău. Și acum aștept noi să vină căldura să vedem ce facem. Sunteți mulțumit aici la centru? Suntem. Mâncarea e bună, dormitul e bun, căldură avem. Altceva ce să zic, da. Foarte bine, dar era mai bine când aveam culcușul nostru, casa noastră. Cum ați spus că vă simțiți aici? Bine, da. În favoarea soluțiilor oferite de primăria Giurgiu. Și v-ați fi făcut afară pe timpul acesta? Da, fără adăpost, fără mâncare. Am necazul cu picioarele. Era un prate, mi-a dat salifii în aia ca să mă... mai desumple picioarele și s-a desumplat. Și mi-a spus, doamne asistente, să evit să mai zâmpli gapara. Și rămâneți aici până la primăvară? Rămân aici, ce să fac, n-am de bani, n-am unde. Sunteți mulțumit? E bine. Mâncare, spălat, îngrijiți. În prezent, centrul găzduiește 13 persoane fără adăpost din municipiul Giurgiu. Cetățenii care observă astfel de cazuri nefericite sunt rugați să solicite intervenția autorităților pentru ca persoanele defavorizate să fie în siguranță. Rugăm toți cetățenii din oraș în situația în care văd pe străzi oameni fără adăpost înghețați să apeleze fie la noi, fie la poliția locală pentru a preveni anumite nenorociri care s-ar putea întâmpla în această perioadă. Centrul de primire în regim de urgență are o capacitate de 25 de locuri, iar în alți ani acestea erau ocupate aproape în totalitate.